în, ar fi vulnerabil. Dar cu partidul, domnul Dragnea poate să pună sau încearcă să pună presiune pe justiție. Îl vedem chiar în acest moment, iată-l, a ajuns la sediul DNA. Putem să Liviu Dragnea în sediul DNA, fără vreo declarație făcută în fața presei, fără vreun dialog cu contestatarii adunați acolo, care am văzut strigă lozinci împotriva lui, fără vreun dialog și cu membrii și simpatizanții PSD, care de asemenea se află acolo, așa cum am văzut ceva mai devreme. Și vă reamintesc de ce a venit Liviu Dragnea în această seară la DNA, să-i fie adus la cunoștință punerea sub sechestru a averii. Este o măsură standard pe care o aplică procurorii atunci când anchetează un caz cu prejudicii importante și vă reamintesc că în acest caz prejudiciul estimat este la 20 de milioane de euro, 30 de milioane de lei, într-un dosar care are legătură cu firma Teldrum, un dosar care vă reamintesc a pornit de la o cercetare, sesizare, un alt dosar, adică făcut de Oficiul European de Luptă Antifraudă. Florin Negruțiu, vedem ce se întâmplă acolo în aceste momente, vedem orice fel de lipsa oricărui fel de dialog, poate la ieșire, așa cum s-au obișnuit jurnaliștii, declarații pe trepte. Vestul doar este exact ceea ce spuneam la început. Cui folosesc astfel de imagini? De ce domnul Dragnea nu se poate duce la audier fără alai de nuntă sau de înmormântare? Pentru că acolo sunt unii care îl huiduie copios, iar alții care îl aplaudă frenetic. Și mai este o categorie de jurnaliști care fac așa numitul jurnalist cetățenesc. Revenim la discuție imediat. Trebuie să explicăm și prezența Laurei Codruța Chioveși pe ecran. Ea participă la o dezbatere la sediul grupului de dialog social. N-are nicio legătură cu ce se întâmplă la DNA în acest moment. Se discută acolo la GDS despre legile justiției și propunerile de modificare a acestora. O urmărim. Există anumite probleme în cele trei legi care ar trebui îndreptate, legate de cariera magistraților, legate de promovări, legate de problemele care sunt puse în discuție. Ceea ce cred că toți magistrații au contestat a fost modalitatea în care se încearcă această modificare, prin lipsă totală de transparență, prin lipsă de consultare. Această consultare cred că se impune în primul rând din aceea că noi aplicăm legea, procuror, judecător și toți cei care vin și participă la actul de justiție, avocați, executori, judecătorești, notari și alte categorii profesionale. Și cred că din această perspectivă putem să oferim anumite puncte de vedere cu privire la vulnerabilități și riscuri care există atunci când se modifică astfel de lege. Cel puțin în ceea ce privește punctul nostru de vedere, am susținut încă de la proiectul din 23 august, că există o încercare de a crește autoritatea Ministrului Justiției asupra activității procurorilor, ceea ce va afecta într-un mod grav independența procurorilor și nu numai, în mod indirect și independența judecătorilor. Și n-am să insist. Există trei chestiuni esențiale în cele două proiecte care, dacă vor fi adoptate în această formă, vor duce la acest efect al afectării grave independenței procurorilor. În primul rând, trecerea inspecției judiciare sub autoritatea Ministrului Justiției. A doua, modificarea condițiilor privind răspunderea materială a magistraților, și aici nu mai insist pentru că au fost descrise suficiente argumente. Și a treia chestiune este înființarea acelei direcții de investigare a magistraților.
S-a susținut în mod fals în spațiu public că DNA-ul se opune acestei modificări pentru că am pierde competență. Păi haideți să ne uităm pe cifre. Nu? Statistica este cel mai obiectiv observator. Și am scos câteva date statistice pe ultimii 12 ani, să nu fie nici 3 ani, nici 4 ani, 12 ani. Păi în 12 ani au fost condamnați definitiv un număr de 88 de magistrați, 44 de procurori, 43 de judecători și un magistrat asistent. Dacă pentru 88 de persoane condamnate în 12 ani trebuie să înființăm o direcție specială, mă îndoiesc că fenomenul infracțional în România s-a agravat datorită faptelor penale comise de magistrați, procurori sau judecători. În aceeași perioadă de timp avem 575 de ofițeri și agenți de poliție condamnați, 121 de lucrători vamal condamnați, 106 primari de comune, de orașe și municipii condamnați în aceeași perioadă. Ce o să facem? Dacă avem de 10 ori mai mulți polițiști condamnați, o să facem direcție pentru investigarea polițiștilor, direcție pentru investigarea primarilor, direcții pentru investigarea lucrătorilor vamal. S-a susținut că există probleme în justiție. Hai să definim noțiunea de problemă. Ce probleme există? Probleme există în orice sistem, și de justiție, și de educație, și de sănătate. Există probleme în sistemul de justiție cu resursele umane, există probleme cu aplicarea legilor, cu practica judiciară unitară sau neunitară. Deci nu cred că aceste argumente, cel puțin pe care noi le-am auzit în spațiu public, sunt suficiente. Ce lipsește, într-adevăr, lipsește o notă de fundamentare, lipsește niște studii de impact, din care să putem să ne dăm seama care a fost motivația pentru care astfel de modificări au fost incluse în aceste proiecte de legi. În ceea ce privește codul penal, că a zis că una din teme este aceasta, aici pe legile justiției s-ar putea să mai intervin. În ceea ce privește codul penal, chiar zilele trecute am auzit că modificarea în principal va viza sau vor fi anumite modificări. Comentariile procurorului șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, în legătură cu modificările propuse la legile justiției, o dezbatere la Grupul pentru Dialog Social și continuăm să urmărim și ce se întâmplă la sediul DNA, acolo unde a ajuns cu doar câteva minute în urmă Liviu Dragnea, șeful PSD. Revenim în câteva momente.